poveștilor din rouă și din nor de inocență, până îmi voi avea afla ca voul veșnică recunoștință. Frumos! Părinte Boca, eu te rog, Domnului să dai de știre că așteaptă afară un pisălog să intre la spovedire. Și n-are în cap decât prostii și fapte demne de dispreț, dar care scrie poezii și crede că au mare preț. Frumos este. Chiar e frumos. O intitulez, da. O intitulez merită. Mâine am să mă întâlnesc cu mare domnul Eminescu. Limba mea are să-i spuie că am intrat cu totul în uie, că românii ca cocorii pleacă pradă disperării și în curând va fi pustie, draga lui de Românie. Nu va fi, nu va fi.